Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, scrie așa: Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. M-am gândit, cum am spus data trecută, că în următoarele sesiuni să vă vorbesc din cuvintele lui Iisus spuse în predica asta, numită predica de pe munte. Cuvintele lui Iisus sunt un fel de pod, zicem noi, între Vechiul Testament și Noul Testament, între scrierile prorocilor și epistolele apostolilor. Cumva, cuvintele astea sunt ca o trecere de la Vechiul Legământ la cel nou, de la epoca legii la epoca bisericii. Așa, un fel de trecere de la litera legii la spiritul ei. Cam așa au fost cântărite cuvintele Mântuitorului scrise prin Evanghelie. Din pricina asta, o vreme s-a tot trecut pe podul ăsta, așa cum treci peste orice pod. Te uiți nițel și mergi mai departe. Podul nu e în sine un scop. În definitiv, ținta podului era malul celălalt, adică învățătura apostolilor. Dar în ultimii 10-20 de ani, creștinătatea evanghelică se întoarce din nou la cuvintele lui Iisus, nu doar ca un pod de trecere, ci ca fundament, ca baza a bisericii și a credinței creștine. Iisus a spus: cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvintele lui, faptele lui, cele patru evanghelii nu sunt doar o trecere spre o nouă epocă, ci sunt bazele noii epoci. Și din toate cuvintele lui Iisus, predica de pe munte este prima sa predică redată în întregime de evanghelii. Așa că ne vom apropia de această cuvântare a lui Iisus, înțelegând că el a vorbit în așa fel încât să fie relevant pentru cei ce îl ascultau atunci și să fie tot atât de relevant, tot atât de pertinent pentru noi, cei ce auzim asta după 2000 de ani. În cuvintele lui, redate de Evanghelia după Matei, sunt ascunse cele două trăsături despre care v-am vorbit în sesiunea precedentă: înțelepciune și pricepere, adică descoperirea adevărurilor lui Dumnezeu și abilitatea de a le practica în viața asta. Ca cei de atunci și noi de acum, avem oportunitatea asta să descoperim și să trăim. Asta este miracolul spuselor lui Iisus. Este puterea de a fi perfect aplicabile, toate învățăturile astea perfect aplicabile și în poporul acela de sclavi evrei de acum 2000 de ani și în viața modernă europeană sau americană de azi. Înainte de predica de pe munte, Iisus începuse lucrarea lui așa în forță. Începuse cu minuni și semne, minunea de la nunta din Cana, și apoi au urmat vindecări și semne care s-au împrăștiat repede vestea lor și faima, s-a împrăștiat faima unui nou proroc. Și atunci mulțimile de oameni au început să alerge după el. Unii veneau să vadă ce se întâmplă, alții veneau să audă cuvintele lui. Alții erau împinși de nevoie amară, de sărăcie, de necazuri, dureri, boli, boli fizice și psihice. Iar la el era vindecare și eliberare. Și într-o zi el s-a văzut înconjurat de o mulțime de oameni, s-a uitat la ei și a văzut necazul și întunericul în care trăiau. S-a uitat dincolo de ei și a văzut necazul și întunericul în care noi trăim peste 2000 de ani. Textul nostru spune că atunci și-a deschis gura.
În versiunea românească spune a început să vorbească. De fapt spune și-a deschis gura și a început să învețe. Și din el a țâșnit înțelepciune, pricepere, adică constituția credinței pentru toate generațiile care aveau să urmeze. Parcă înainte să rostească el primul cuvânt, parcă l-auzi acum pe Dumnezeu șoptind: fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Burbran s-a întrebat odată într-una din predicile sale: cum adică Iisus și-a deschis gura și a spus? Pe cum era altfel să vorbească decât cu gura deschisă? Ce sens au cuvintele astea? El spune: am înțeles asta în închisoare. Am înțeles semnificația la cuvintele acestea. Iisus și-a deschis gura și a început să-i învețe. Orice credincios, orice om al lui Dumnezeu, trebuie să ia aminte înainte să înceapă să vorbească. Deschid gura ca să spun ceva și te oprești, mă opresc o clipă. Am oare ceva de dat de la Dumnezeu? Atunci voi vorbi. Nu am. Atunci pot să închid gura înainte să spun ceva. Tac. Doamne, câte probleme ar fi evitate! Câte dureri nu ar mai exista dacă oamenii ar înțelege această primă învățătură a lui Iisus dată fără cuvinte? Dacă am înțelege adevărul ăsta, câte dureri ar fi evitate dacă înainte să spunem ceva ne-am opri o secundă și am luat aminte? Cât de mult s-ar schimba felul nostru de vorbire dacă am face asta înainte de revărsarea torentului acela de cuvinte și zgomote peste cel de lângă noi? Dacă ai sta o secundă să privești ochii celuilalt, să vezi o clipă fața mamei căreia tocmai vrei să-i spui ceva, să vezi privirea fratelui tău, o secundă doar, fața copilului tău, poate că atunci ai vedea la ei nădejdea că vor auzi așa o încurajare. Poate vei vedea frica că vor fi atacați, durerea că vor fi disprețuiți, poate vei vedea groaza că vor fi batjocoriți sau setea de a auzi ceva de bine. Dacă oare am vedea toate astea, am mai spune ce voiam să spun cu o secundă înainte? Burbrand ne-a spus o istorie din închisorile comuniste. Într-o dimineață erau vreo 100 sau 2 de deținuți aliniați în care o afară la inspecție. Și printre rânduri trecea ofițerul ăla de care toată lumea se temea. Și ofițerul s-a oprit în fața unui deținut și l-a întrebat: bă, ce ai fost tu în viața civilă? Și omul a răspuns: domnul ofițer, ce am fost atunci, sunt și acum, un slujitor al lui Dumnezeu. A, Dumnezeu, zice asta, religie, tu ești unul din ăștia, un fel de popă. Păi cum mai e posibil că după atâția ani de socialism științific și de presiune de a băga ceva în capul ăsta sec al vostru, ai încă în cap ideile astea retrograde? Și fratele nostru, spunea Vorbrand, și-a deschis gura și o clipă, două, a stat așa. Și Vorbrand spune: am știut toți că din gura lui vor ieși perle. În secunda aia am înțeles, spunea el, spusele lui Matei despre Iisus. De fapt, în ebraică, cuvântul cuvânt înseamnă literal juvaier, să dai o piatră prețioasă. Și în liniștea aceea, deținutul a spus cu fața liniștită și senină: domnule ofițer, așa este, eu sunt păstor și voi rămâne așa până voi muri. Dumneavoastră aveți forță, noi avem adevăr. Dumneavoastră aveți închisoare, noi avem libertate. Domnule ofițer, spuneți, dacă toți profesorii de matematică ar fi omorâți și toate cărțile de matematică ar fi arse în foc, a doua zi, cât ar face 2 și cu 2? Ar face tot 4. Și 4 și cu 4 ar face 8. Și matematica rămâne adevărată fără să existe niciun matematician. Și dacă prin absurd ați putea elimina pe toți credincioșii de pe fața pământului, ceea ce nu veți putea, a doua zi ar rămâne același adevăr.
Dumnezeu există. Hristos a murit pentru păcatele noastre și pe fiecare dintre noi ne așteaptă un paradis așa de frumos sau iadul înfiorător. Propovăduitorii adevărului pot fi reduși la tăcere, dar adevărul nu poate fi niciodată zdrobit cu o bâtă. Așa a deschis Iisus gura și apoi perle și diamante au curs pentru toate generațiile care au venit după el. A început să vorbească și să învețe. Adică ce spunea în Proverbe 2, fiule, dacă vei primi cuvintele mele și vei păstra cu tine învățăturile mele. Cuvintele erau înțelepciunea lui Dumnezeu și învățătura era priceperea și puterea de a trăi ce ai descoperit. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Și încă 7 fericiri din astea. Cuvântul real este binecuvântați sunt cei săraci în duh, binecuvântați sunt cei ce plâng, și așa mai departe. Ce înseamnă fericire? Pentru fiecare om este altceva. Pentru fiecare circumstanță din viața unui om înseamnă altceva. Eu am văzut, pentru un copilaj din Uganda, fericire este să-i dăruiești o înghețată. Pentru bunicul lui, fericire este ca în sfârșit să aibă ochelari și să nu se mai împiedice pe drum. Altul visează la ziua când va fi sătul, i-a fost foame o viață întreagă. Toate astea însă lasă complet rece pe un milionar din New York. Pentru ăsta, fericire este atunci când bursa, piața de stoc, crește 12%. Pentru asta tremură noaptea și visează grafice toată ziua. Pentru un tânăr de 22 de ani, fericire este ca Miriam să se uite gingaș la el. Pentru o mamă, fericire nebunească este să o vadă pe fata ei pierdută între vicii și bărbați străini, să o vadă din nou venind acasă, în biserică. Pentru ziua asta, ea și-ar da viața de 100 de ori. Pentru un bolnav de diabet sau cancer, fericire este să afle că la ultimul control medical nu are nimic. Ce frumoase ar fi toate atunci. Tata mi-a zis când eram mai tânăr o glumă. Un american, un francez și un evreu vorbeau între ei. Măi, ce ați vrea voi să se spună la mormântarea voastră? Ce ați vrea ca oamenii să zică la mormântarea voastră? Francezul a spus, eu aș vrea să se spună omul ăsta, adică eu, a fost o enciclopedie de cultură și artă. A lăsat în urma lui muzică și frumusețe. Americanul a zis, mie mi-ar place să se spună despre mine, ăsta a fost un om întreprinzător. Pe ce a pus el mâna, Dumnezeu milă. A construit un imperiu industrial. Băi, tu, Moze, tu ce ai vrea să se spună de tine? Evreul a spus, eu aș vrea să se adune în jurul sicriului meu toată lumea și deodată să exclame, ia uite-te, mă, ăsta se mișcă, respiră. Ce este cu adevărat fericire? David spune în Psalmul 4, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsare peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Fericirea adevărată este atunci când Dumnezeu îți întinde binecuvântarea Lui. Asta poate să fie îmbrăcată în cântec sau un lacrim. Binecuvântat este acela și acela. Asta e fericire. Iisus a spus, te laud, Tată, că ai ascuns astea de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor, celor simpli. El spune, eu am venit să vestesc Evanghelia celor săraci. Cei simpli, cei smeriți, cei săraci sunt cei ce primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Și cei săraci în duh sau cei simplu săraci primesc binecuvântarea lui Dumnezeu pentru simplu motiv că sunt așa de simpli, că sunt așa de săraci, pentru motivul că au nevoie. De ce nu aleargă cei bogați, cei mari după Iisus? Păi ei nu simt nicio nevoie, au tot ce vreau și nici Dumnezeu parcă nu mai are ce să le mai dea. De ce a plecat tânărul bogat trist când Iisus de-abia l-a invitat să rămână cu el, să devină apostol? Păi credea că el are tot ce îi trebuie, nu-i lipsește nimic, spunea.
din pricină că nu-i lipsea nimic, nu putea să capete nimic, nu putea să capete binecuvântare. Avea buzunarele pline, complet, și nu mai avea loc de nimic. De ce cei tari și cei mari nu se pot pleca pe genunchi? Sunt prea mari și țărâna de jos e prea departe de ei, e prea jos. Și cu vremea, oricâte nenorociri se întâmplă în casa lor, în locul unde trăiesc, în viața lor, sunt așa de absorbiți de mărimea lor, că nu mai pot să vadă mâna lui Dumnezeu întinsă cu adevăratele binecuvântări, cu adevărate fericiri. Așa se face primul pas spre Hristos, cu nevoile noastre, cu sărăcia noastră. Venim noi cu mizeria noastră, cu păcatele noastre, și El vine cu binecuvântare, cu fericirea de a scăpa de povara păcatelor, cu promisiunea împărăției lui Dumnezeu. Binecuvântați veți fi și voi dacă vă apropiați de Hristos așa, cu sărăcia și mizeria voastră. El e gata să facă așa un schimb convenabil pentru noi, păcatele tale pentru binecuvântarea Lui, întunericul tău pentru împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng. Ce fericire e asta? Binecuvântați sunt cei ce plâng. Ce binecuvântare este asta? Cine întreabă așa ceva, nu a experimentat niciodată mângâierea lui Dumnezeu în lacrimile lui. Este una din cele mai aprinse binecuvântări, să poți plânge în brațele lui Dumnezeu. Să-ți vergi focul inimii înaintea lui. Este una din cele mai aprinse părți din relația noastră cu Dumnezeu. Cele mai ferice clipe petrecute de mine în rugăciune au fost clipele necate în lacrimi. Câteodată lacrimi de durere, câteodată lacrimi de frică, câteodată lacrimi de bucurie, lacrimi de căință. Așa puțin înțeleg cuvintele Scripturii care spun: plângeți cu cei ce plâng. Credem că se referă numai la relațiile între noi oameni. Dar este unul care este numit om al durerii și obișnuit cu suferință. Iisus este obișnuit cu lacrimi. A plâns pentru Ierusalim și a plâns pentru fiecare dintre noi. Să ai harul să plângi împreună cu El, plângeți cu cei ce plâng, este una din cele mai ferice momente din viață. Să plângi înaintea lui Dumnezeu este, de asemenea, cel mai înalt semn de încredere pe care poți să-l dai lui Dumnezeu. În ultimele luni am tot vorbit cu oameni îndurerați, îndurerați grozav pentru copiii lor. O fată care s-a rătăcit între străini, un băiat care s-a lepădat de ce e sfânt, dureri, dureri năpraznice. Și părintele se roagă și plânge. Plânge pentru căderea fetei, plânge pentru că își aduce aminte tot ce ar fi putut ea ca mamă să facă și nu a făcut, el ca tată, tot ce a făcut și n-ar fi trebuit să facă. Când plângi înaintea lui Dumnezeu, este cel mai mare semn de încredere, pentru că nimeni nu merge la un golan, un străin, să-i spună durerea de pe suflet, ci merge la cineva în care are încredere uriașă. Câteodată am auzit prostia asta deseori: dacă ai încredere în Dumnezeu, atunci trebuie să ștergi orice lacrimă și să sar tot timpul de bucurie. Dar știu cum e. Vine cât un om necăjit să ceară un sfat. La început îmi spune vrute și nevrute, numai cel doare nu spune. Și pe bună dreptate nu-i vine să spună, eu sunt aproape străin față de el. Și așa greu să amesteci un străin în viața ta, așa greu să deschizi inima unui străin. După o vreme, însă începe să capete încredere în mine. Știu asta pentru că începe să nu mai vorbească în cerc, ci începe să spună durerea. Mai întâi așa logic, așa ca la școală, căutând cumva să vadă reacție. Dar apoi, dacă bagă de seamă că eu înțeleg ce spune și mai mult decât că înțeleg, mă doare ce spune, și atunci tot zăgazul dintre noi se prăbușește. Începe să povestește în necazul, în hohote de plâns. Nu mai spune știri ce s-a întâmplat ieri cu fata lui. Își varsă inima și necazul și atunci știu, am căpătat încrederea lui. Este cel mai mare semn de încredere care mi se acordă, lacrimile unui om. Venim înaintea lui Dumnezeu, avem așa durere năpraznică în inimă, avem remușcări, avem păcat, avem câte și câte. Și ce facem? Îi spunem câteva politețuri.
Îi mulțumim pentru mâncare și pentru haine, foarte frumos. Dar ne arde inima în noi. E un Dumnezeu așa de departe de noi. Dar la un moment dat începem să simțim ceva ciudat. Simți că pe El îl doare mai tare decât te doare pe tine. El știe tot, simte tot, poartă tot. Și săgazul ăsta se rupe. Nu mai pot tăcea. Toată durerea din mine vine în valuri acum. În lacrimi și în cuvinte și în hohote de plâns. Am căpătat încredere nelimitată în El. Nu mai vreau să mă ascund. Și ce să vezi, minunea minunilor, capăt ceva ce nu am gândit. Eu am vrut soluție. Am vrut ca fata mea să se întoarcă de pe drumuri străine. Dar astăzi capăt altceva. Capăt mângâiere pe păr, pe cap. Mângâierea lui Hristos. Îl simt. Andrei, și pe mine mă doare. Mă doare și căderea ta și căderea copilului tău. Mă doare atâtea lucruri. Te înțeleg. Este mângâierea lui Dumnezeu. Este o binecuvântare și o fericire cum nu se poate descrie în cuvinte. Ferice de cei ce plâng. Ferice de tine, soră dragă, care îți verși inima înaintea lui Dumnezeu. Ferice de tine, care îți plângi trecutul, care vrei schimbare. Ai onorat pe Dumnezeu cu încrederea ta totală. Azi, înainte să te ridici de pe genunchi, vei primi mângâierea Lui. Mâine vei primi credință să rămâi tare, să aștepți. Poimine poate vei primi completă izbăvire. Dar astăzi, azi nu vei pleca cu mâinile goale. Azi vei primi mângâierea Lui. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Moștenirea este ceva ce primești de la generația precedentă. Este ceva ce transmiți tu la generația care vine după tine, la copii, la nepoți. Cei blânzi primești ceva, transmit ceva. Ce înseamnă asta? Blândețea este abilitatea de a renunța la drepturi, la ce este al tău de drept. În general, ăsta este lucrul pentru care ne luptăm cel mai aprins în viață, dreptul nostru. Ne luptăm pentru dreptatea noastră. Dreptul meu de tată să fiu ascultat de copii. Dreptul meu de soț de a avea o soție drăguță și supusă. Dreptul meu de copil de a face ce vreau eu. Dreptul de a mă căsători cu cine vreau. Dreptul de a parca în locul ăla la magazin. Dreptul meu de a fi vorbit de bine. Dreptul de a mă îmbrăca cu ce vreau, de a arăta cum vreau, de a gândi ce vreau. Drepturi și drepturi. Și cu fiecare drept al meu care mi se ia, apare o luptă și o durere. Ferice de omul care dăruiește drepturile lui în mâinile lui Dumnezeu. Ferice de tatăl care nu doar pretinde ascultarea copiilor, dar învață cum să câștige în timp respectul lor. Ferice de soțul care nu dă cu pumnul în masă arătând cine are dreptul să decidă în casa asta, ci știe cum să câștige admirația soției lui. Ferice de fiul care nu se răzvrătește împotriva părinților pentru dreptul la muzică, la prieten, la timpul lui, ci știe cum să învețe caracterul lui Iisus în ascultare de părinți. Cel ce dăruiește drepturile în mâna lui Dumnezeu va primi tot din mâna lui Dumnezeu, nu drepturi, ci va primi har. Va primi harul să-și vadă fata credincioasă în biserica lui Hristos. Va primi harul să-și vadă fiul venind înapoi de pe drumul străine. Va primi harul să vadă respectul copiilor lui pentru caracterul care s-a dezvoltat în el. Acela dă cu adevărat moștenire generației după ei. Acela cu adevărat primește moștenirea de la generația dinaintea lui. Scriptura spune multe calități ale lui Iisus. Însă Iisus pe El însuși se descrie doar în două feluri în Noul Testament, blând și smerit cu inima. Și asta din pricină că avea absolut toate drepturile imaginabile și neimaginabile, avea dreptul să fie deopotrivă cu Dumnezeu și a renunțat la toate drepturile Lui. Pe toate le-a dăruit Tatălui spunând, fie nu voia mea, ci voia ta. Iată-mă, trimite-mă, spune el. În sulul cărții este scris despre mine,
Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Moise este numit cel mai blând om de pe pământ, pentru că Dumnezeu l-a pus în cea mai înaltă poziție înaintea poporului și el a mers înainte și când a fost respectat și când nu a fost respectat. A mers când a fost batjocorit, când a fost respins. Ba chiar când Dumnezeu i-a oferit să înlocuiască tot poporul cu el și cu urmașii lui, Moise s-a pus între popor și pedeapsa lui Dumnezeu. A renunțat la tot. Cel mai blând om. Cum de nu putem avea și nu putem da moștenire adevărată? Cum de nu primim de la generația din fața noastră cele mai mari comori ale lor? Cum de nu putem da noi copiilor noștri ce este mai prețios în viața noastră? Din pricină că ținem așa de tare la dreptul nostru. Omul care are mai mare sete după neprihănire decât după ceea ce crede el că este al lui, va fi săturat. Omul care are foame după caracterul și mântuirea copiilor lui mai mult decât după mândria lui personală, va fi săturat. Ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, ei vor fi săturați. El va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura, adică va fi binecuvântat. Cel ce nu se îngrijorează așa de mult de posesiunile lui, de ce este a lui, de reputația lui, ci caută mai degrabă împărăția lui Dumnezeu, va avea binecuvântarea să o vadă în viața lui și în viața celor ce îl moștenesc, în viața copiilor și a nepoților lui. Fiecare om va fi săturat de mâncarea pe care o comandă, pe care o mănâncă. Vrei, cauți, însetezi după neprihănire, după dreptatea lui Hristos? Vei fi săturat. Vrei, cauți, însetezi dreptatea ta, neprihănirea ta după dreptul tău? Vei fi săturat de ele. Spune textul, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Psalmul 41 spune așa, ferice de cel ce se îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință, îi ușurează durerile în toate bolile lui. În Vechiul Testament este scris ceva șocant, ceva ce este apoi amintit de Iisus, atunci când el vorbește cu farisei și cărturarii din timpul lui. Dumnezeu spune, milă voiesc și nu jertfă. Mila, sacrificiul cel mai mare, este ceva ce dăruiești unuia care nu merită, care nu a făcut nimic care să merite ce îi dai. Este unul care ți-a greșit rău de tot și nu a făcut nimic care să repare. Nici scuză, mă n-a zis. Ce poți să-i dai este iertare, adică un act de milă. Este unul care ți este dator, nu poate plăti. Ce poți face? Poți pune presiune, te poți judeca. Și mai poți face ceva. Poți ierta datoria, adică să faci un act de milă. Este unul care din neglijență, din lene, din vina lui sau altora, de-abia o duce de azi pe mâine o droaie de copii. Nu ai nicio obligație față de el. Nu i-ai greșit cu nimic, nu ești dator cu nimic. Dar poți dărui milă, un ajutor. Poate fata ta te-a batjocorit, a stricat numele și a batjocorit singură viața și caracterul. Pare distrus acum. Poți face ceva. Poți deschide ușa să vină înapoi. Adică poți da milă. Este scris? Mila biruie judecată. Asta înseamnă mai mult decât înțelegem la suprafață. Ești într-o situație în care nu poți dormi noaptea. Te tot gândești. Doamne, ce rău ți-a făcut omul ăsta. Ți-a stricat numele, ți-a distrus copilul. Cine știe, ți-a stricat biserica și familia. Nu mai poți nici dormi noaptea gândindu-te la el. Ești încuiat cu toate lacătele într-o cameră de judecată și tu ești judecătorul. Tu nu ești acuzat de nimic. Nu te simți vinovat cu nimic. Dar nu mai poți ieși de aici. Ești un judecător încuiat în propria lui cameră de judecată și nu mai poți scăpa de judecata asta, nu mai o poți birui, te biruie ziua și noaptea, te macină, te termină.
nu mai poți ieși de aici. Singura cheie este mila. Mila biruiește judecata. Mila te eliberează de judecată. Să dăruiești milă omului acela care nu merită. Acum poți dormi noaptea, acum te poți ruga, acum poți mânca. Este scris apoi că despre omul care dăruiește milă, Dumnezeu își ia obligația să se îngrijească de el. Cine se îngrijește de cel sărac, va veni și pe el o zi a nenorocirii, o zi de necaz. Și în ziua aia are un aliat formidabil. Îl are aliat pe Dumnezeu. Apoi spune, ferice de cei cu inima curată, acei vor vedea pe Dumnezeu. Eu vă voi explica versetul ăsta într-o istorie din închisorile comuniste. Era închis acolo în închisoare un credincios simplu, un țăran, cum spunem noi. De-abia știa să citească, n-avea educație, n-avea limbaj, dar așa era un iubitor de Dumnezeu și oameni cum rar întâlnești. Într-o zi l-au dus la închetă și ofițerii băuseră ceva și au vrut să se distreze pe seama unui țăran fără cultură. Măi Ioane, cum de tot crezi așa prostește în cineva pe care nici nu-l vezi, nici nu-l auzi, nici nu poți să-l pipăi? Cum de ești așa incult și prost? Ion a făcut ochi mari. Domnule ofițer, dar să știți, nu este adevărat. Chiar așa prost nu sunt. Eu pot să-L văd pe Dumnezeu. Acum, nu totdeauna, dar foarte des când mă rog, eu îl văd pe Iisus, uite așa cum vă văd pe dumneavoastră. Ofițerii au început să tăvălească pe jos de râs. Ia uzi mă, ăsta îl vede pe Iisus. Cum de tu vezi pe Iisus și noi nu? Pe fața lui Ion s-a văzut așa o umbră de grea tristețe. Așa e, nu puteți să-L vedeți. Este scris, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ofițerii au început să râdă și mai tare. Unul mai deștept le-a făcut cu ochiul la ceilalți și a zis: auzi mă, Ioane, ia spune, cum se uită Iisus la tine? Se încruntă așa, râde, zâmbește, este mânios, cum e? Și fața lui Ion s-a luminat. A, de cele mai multe ori, să știți, îmi zâmbește. Îți zâmbește, zice, a? Ia arată-ne mă, Ioane, cum îți zâmbește. Dialogul ăsta a fost mărturisit de unul din ofițeri, altor deținuți mai târziu, după ce el însuși a devenit creștin. Ion era așa murdar pe față. Avea fața subtă de foame și mulți dinți lipsă, era hidosniță. Dar deodată s-a luminat la față și pe fața lui a apărut un zâmbet larg, cât era obrazul, cu gura fără dinți, un zâmbet în care era și durere, și iubire, și nădejde, și bucurie și lacrimi, tot sufletul Ion era în zâmbetul ăla. Și în celulă s-a făcut liniște de mormânt. Nimeni nu mai râdea. Și într-un târziu, ofițerul a șoptit: merge înapoi în celulă, Ioane. Știm că l-ai văzut pe Iisus. Acum veți spune că asta este ceva foarte rar, să vezi pe Iisus, poate imposibil. Dacă este rar, este din pricină că oamenii cu inima curată sunt rari. Dar Scriptura nu spune că ăsta este ceva rar și neobișnuit. Sunt alte lucruri mai neobișnuite. Psalmul 2, Dumnezeu ne poruncește fiecăruia dintre noi și spune: sărutați pe Fiul, adică pe Iisus, pe Mesia, poruncă de la Dumnezeu, mai mult decât să-L vezi, să-L săruți chiar. Și acum textul ne spune ceva mai înalt decât să vezi pe Dumnezeu. Ceva mai grozav. Nu doar să vezi pe Dumnezeu, ci să fii numit fiu, fiică a lui Dumnezeu. Adică din ai Lui. Cum se ajunge aici? Spune, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Ești cu inima curată? Poți să-L vezi pe Dumnezeu. Însă poți să faci pe altul să fie cu inima curată? Adică să împaci un păcătos cu Dumnezeu? E, dacă poți să faci asta, te ridici de aici bine de tot. Vei fi chemat un fiu, o fiică a lui Dumnezeu. Cei făcători de pace sunt cu adevărat miracole în omenirea asta. Cei ce știu să facă pace între om și om. Cei ce știu să facă pace între om și Dumnezeu. Și cei ce știu să fac pace între Dumnezeu și om, miraculoși oameni.
Moise l-a văzut pe Dumnezeu supărat tare pe om. Era supărat pe tot poporul. Nu era poporul supărat pe Dumnezeu. Poporul se cam simțea vinovat față de Dumnezeu. Dar Dumnezeu era supărat foc pe popor. Așa de tare încât a vrut să distrugă tot poporul. Dar Moise era un fiu de Dumnezeu, era un împăciuitor. Și el l-a determinat chiar pe Dumnezeu să-i pară rău de ce avea de gând să facă. L-a determinat să se împace cu omul, cu poporul. Să-l faci pe Dumnezeu să schimbe părerea? Ce miracol, ce gigant! Să-l iei pe Dumnezeu de mână și să-l duci și să-i pui mâna lui în mâna omului. Să împaci pe Dumnezeu cu om. Ai un prieten. El este certat cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e certat cu el, ține foarte tare la el, dar prietenul tău nu vrea să audă de Dumnezeu, are amărăciune contra lui. Dar tu ești un fiu de Dumnezeu. Tu vei împinge pe prietenul tău să se împace cu Dumnezeu. Vei lua pe om de mână și vei pune mâna lui în mâna lui Dumnezeu. Vei fi un uriaș. Ai două rude, doi frați în biserică, certați la cuțit. Trebuie două uși în biserică, că ăștia doi nu vor să intre pe aceeași ușă. Nu vor să se vadă până vor muri. Însă ăștia nu știu cu cine au de-a face. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. Tu nu vei avea liniște până cei doi se vor împăca. Tu vei lua mâna omului și o vei pune în mâna altui om, un făcător de pace. Și vei primi așa o binecuvântare încât va fi așa de greu să o porți, crede-mă. Seara la rugăciune vei vrea să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru bunătatea lui față de tine și el în seara aia te va opri. Stai, Daniel, am eu de spus ceva. Eu vreau să-ți mulțumesc. Eram flămând și m-ai hrănit. Eram certat cu oamenii aceia, știi? Dar tu m-ai luat de mână și m-ai dus la ei. I-ai luat pe ei de mână și i-ai adus la mine. Primește recunoștința mea, ești fiul meu iubit. Crede-mă, este cea mai grea binecuvântare de primit. Un făcător de pace este un eliberator. Este cel ce deschide camera de judecată și eliberează pe vinovat, eliberează pe martori și eliberează chiar pe judecător. Îi eliberează de povara de a fi judecați, de a da mărturie unii contra altora și eliberează pe judecător de povara de a judeca. Și camera de judecată rămâne goală și judecătorul și vinovatul sunt acum mână în mână. Un făcător de pace este un gigant în familie, în biserică, în societate. Ori de câte ori vei vedea un făcător de pace, să-ți scoți pălăria de pe cap. Primul martir, Ștefan, a fost un făcător de pace. El a vrut să împace pe oameni cu Dumnezeu până la ultima suflare. A vorbit despre Dumnezeu lor când murea sub pietrele celor pe care el voia să-i împace cu Dumnezeu. Și Scriptura spune, când sufletul lui a început să se ridice spre cer, spune Scriptura, Iisus s-a sculat în picioare la dreapta tronului lui Dumnezeu, căci venea un făcător de pace. Acum trecut timpul, am să vă las pe voi să citiți și să meditați ultimele două sau trei din binecuvântările scrise aici, și să încercați să scoateți din fiecare dintre ele înțelepciunea grozavă, vederea de sus a vieții a lui Dumnezeu și să puneți în practică, adică să căpătați de la Dumnezeu nu numai cuvintele, ci și învățătura, nu numai înțelepciunea, ci și priceperea de a traduce în viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.